Ulea. Slavă Domnului că s-a terminat ziua asta de muncă. Pofta nu se primește. Cine altcineva să mă ajute decât tati? Tati, nu mă ajuți cu tancul. Bogdan... Tata a venit obosit de la serviciu, azi toată ziua am lucrat, că chiar nu mai am nicio forță. Hai descurcă-te tu singur cu tancul ăsta, ce tu instrucțiune acolo. Hai descurcă-te, Bogdane. Acesta. E cel mai greu constructor care l-am făcut vreodată, nici primul pas nu îl pot face. Uau, doar pasul ăsta îl știu și trebuie să rog pe tate să vină să mă ajute. Ce te interesează pe tine cât costă ora? Vrei să cumperi deja vreo prostiuță ceva? 100 de lei costă ora! Iată, deja vrap pentru jucării, pentru nebunii! Du-te de aici și lasă-mă în pace! Ajung, mai am nevoie de 50 plus 50 egal 100. Cu cine să mai fac constructorul? Oboseala asta și sunt nervos. Și am strigat și la bietul copil. Salut, Bogdania. Ce faci? Scuză-mă, tati, că am strigat la tine, eram cam nervos. De câți bani ai nevoie tu, Bogdaniel? De 50 de lei. De 50 de lei? Poftim, tati.
am 100 de lei și iată mă poți tău în timp din serviciul tău să construiești cu mine tancul la oră.